Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Cu cărțile pe față, aici la Alba Carolina TV. Sunt Emanuel Drăgușin, iar invitatul meu din această seară este domnul Mihai Babischi, pe care sunt sigur că cei mai mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți. Subiectul pe care îl abordăm astăzi este legat de Revoluția din decembrie 1989. Domnule Mihai Babischi, bună seara și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc, era poate necesară această emisiune într-un moment în care se pare că oficialitățile uită tocmai evident ceea ce s-a petrecut în urmă cu 27 de ani. Chiar așa vrem să începem emisiunea adresându-vă o întrebare. Oare câți își mai amintesc de ceea ce s-a întâmplat în decembrie 1989, mai ales cei care au fost implicați în evenimentele de atunci? Vedem că din păcate, în zilele noastre, unii care își amintesc cu plăcere de acest lucru sunt anumiți revoluționari construiți fără să fie avut nicio legătură cu evenimentele de atunci, dar care sunt foarte însetați și foarte interesați de beneficiile pe care le pot avea dacă intră în posesia unui certificat de revoluționare. Dar, așa cum a spus și dumneavoastră, se pare că autoritățile, fie că vorbim de București sau de Timișoara sau de, știu eu, alt oraș din țară, pentru că am văzut și la Timișoara, chiar orașul de unde a pornit Revoluția, autoritățile pare că au tratat cu indiferență manifestările dedicate împlinirii celor 27 de ani de la Revoluție. Cred că ar trebui să ne amintim și să rememorăm acele momente în fiecare an cu aceeași, același interes și aceeași intensitate. Și motivul prezenței dumneavoastră în emisiunea noastră este tocmai acesta. Să ne reamintim ce s-a întâmplat atunci și să vedem care este perspectiva pe care o avem noi astăzi, la atâția ani după acel moment istoric. Da. Cu o precizare, e puțin dureros și asta m-a izbit în primul rând să aminti de privilegiile pe care le-ar obține cei care obțin aceste certificate. Sigur, de aici se pornește toată această campanie de ponegrire, de dușmănie față de revoluționari, de întreținere a unei psihoze adversare revoluționarilor și revoluției din 1989. Dar trebuie să se facă o diferență clară între cei care sunt revoluționari și cei care merită această recunoaștere, că până la urmă este o modalitate prin care statul recunoaște meritele unor oameni care s-au implicat activ în evenimentele de atunci, sau unii care n-au avut nicio legătură cu acele evenimente, dar vor să aibă beneficiile. Să vă spun ceva, n-aș crede că statul recunoaște vreun merit al revoluționar, mă refer la statul de acum, de câțiva ani buni, dacă vreți. Pentru că, fără să intrăm în detalii, că presupun că asta interesează mai puțin telespectatorii, de câțiva ani buni, din 2012, de când guvernul Boc a tăiat indemnizațiile revoluționarilor, odată cu drepturile altor categorii socioprofesionale, inclusiv bugetarii și așa mai departe, revoluționarii sunt la ora actuală singura categorie, dar absolut singura categorie socială care n-a primit nimic înapoi din ce a tăiat guvernul Boc. Mai mult decât atât, chiar s-a mai luat din drepturile, așa zisele uriașele drepturi pe care ei le aveau. O spun cu tărie, aceste certificate le-a dat prin lege Parlamentul, sau legea gratitudinii 341 din 2004 a fost votată de Parlament ca o modificare a legii 42 din 1990. Orice țară își slăvește, dacă vreți, eroii, face parte din etica unei națiuni. Un popor care nu își respectă eroii este un popor fără etică. Ei bine, revoluționarii în momentul de față au ajuns dușmani ai poporului. Și când spun acest lucru, o spun cu toată responsabilitatea. Pentru că aceste guverne din ultimii ani, ca să-și legitimeze, ăsta este un aspect al problemei, este și un altul mai profund, ca să-și legitimeze probabil prezența, pentru că eu aș pune întrebarea, unde au fost toate aceste oficialități
în zilele lui decembrie 89, când noi muream în stradă, eram răniți în stradă. Se uită acest lucru. Unde au fost acești oameni? Uitați-vă la miniștri, primari, președinți de consilii județene, directori de concertate. Unde au fost ei în zilele Revoluției? Eu vă spun, așa cum am scris și în prefața cărții mele Revoltă în labirint, cei care au ieșit în stradă atunci n-au fost inteligenția, vorba lui Cristian Tudor Popescu. Am fost acolo. Erau mulți oameni al căror curaj a fost impulsionat de 2-3 pahare sau poate chiar mai multe băute. Au fost foarte mulți oameni certați cu legea, care erau niște refractari, niște revoltați social, dacă vreți, prin excelență. Au fost adolescenți mulți. Dar a fost o emulație atunci. Exact. Care i-a determinat pe toți să iasă în stradă. Corect, și așa să... este. Ei bine, a dat această lege. Nu revoluționarii și-au dat această lege, poporul a dat-o. Însă au descoperit această structură nouvenită la putere, deci, pentru că pe umerii revoluționarilor, în acele zile, s-a cățărat vechea nomenclatură din linia a doua, s-a cățărat securitatea, foarte bine organizați, foarte bine structurați, da, uitați, foarte motivați. Au pregătit o ilustrație, sunt chiar din arhiva dumneavoastră, da. Imagini de la Revoluție din Alba Iulia. Vă spun sincer că am revăzut astăzi aceste imagini, m-au emoționat foarte mult văzând atâta lume acolo, se vede cât entuziasm era pe ei, câtă sete de schimbare, câtă speranță pentru viitor. Sigur, pot să vă spun că atunci când am citit platforma program a Frontului Patriotic Libertatea, fiecare cuvânt, mai ales că primul cuvânt era desființarea Partidului Comunist, nici n-am mai trecut în materialul meu despre Revoluție și lovitură de stat, dar vreau să vorbim Partidului despre acest material. Comunist, da. Oamenii, fiecare punct pe care îl citeam, era însoțit de urale nesfârșite, am văzut zeci și zeci de oameni, nu fabulez, plângând. Strigau, le curgeau lacrimile de bucurie. Asta în dimineața zilei de 22 decembrie, când Ceaușescu se afla încă la putere. Dar se știa deja că țara este în stradă și exista această speranță nebună. Dar schimbarea, se simțea schimbarea, practic. Absolut, sigur că lăsau, da. Lăsau un trecut gri, un trecut înnegurat în urmă și priveau fără cu perspectivă. Exact. Era orizont închis. Da. România a fost un orizont închis. Se considera că Ceaușescu este nemuritor. Ei bine, revenind la problema noastră, peste aceste imagini de o frumusețe istorică deosebită, spun eu, în care eram tratați într-adevăr cei care am ieșit în stradă ca niște eroi. Eu nu pot uita când am coborât din mașină, o spun cu toată modestia de cuvință, când am venit de la Cugir după ce am încercat să liniștesc și am liniștit orașul, m-au scos oameni din mașină, m-au purtat pe brațe până pe trepte, mângâiau hainele, obrazul. Ei bine, acum am ajuns toți acești oameni care ne-am aflat în frunte, meritați, sigur, scenele nu sunt din primele ore ale dimineții, pentru că nimeni n-avea curajul să iasă să filmeze, chiar și Lae Cascadorul, care îi datorăm aceste imagini, era într-un pod vis-a-vis. El a filmat? Exact, dar nu am, îi spunea cineva, Lae, du-te jos, nu pot... Într-adevăr, mulțimea, dacă vedea pe cineva cu un aparat de fotografiat sau cu un aparat de filmat, l-ar fi linșat. Da, se gândea că... Sigur, ura era atât de adâncă împotriva securității, împotriva nomenclaturii, încât... Am văzut că la un moment dat cei strânși acolo, oamenii strânși acolo, îi fac cu mâna celui care filmează. Cred că e, din partea cuiva care vorbea acolo, din partea vorbitorilor, au atras atenția că este un prieten, ca să spun așa, și cam după ora 11 am drăznit atunci să iasă în stradă. Dar revenind, deci s-au tăiat acele indemnizații, da, în 2012, ca să punem punct la această problemă. Da. La toate categoriile sociale profesionale din țară, cărora li s-au tăiat din pensii, din salarii, din alte drepturi indemnizații, toți le-au primit înapoi în ultimii ani. Mai mult decât atât, au apărut indemnizații, suplimente la pensii de o nerușinare fără egal. Mă refer la parlamentari, da. La parlamentari care, da, care și-au votat
Și de la jumătatea anului au și avut grijă să le și primească. Păi nu-și votează ei cele necesare. Exact. Adică. Ei, vreau să vă spun că din 2012 nu s-au mai dat indemnizații la revoluționari. În fiecare an, deși legea 341 nu s-a schimbat. I-a rămas aceeași. În vigoare. Aveau două elemente. Una, legea vorbea de salariu mediu din bugetul asigurării sociale de stat din fiecare an. Noiul buget al asigurării sociale de stat, începând cu 2011, a schimbat categoria și a zis câștig mediu salarial. Ei, păi chestia aceasta, că vorbeam de guvernanți, pe chestia aceasta, an de an, chiar și pensionarii care primeau acel 0,6%, 60% din indemnizație, primeau la nivelul salariului mediu din 2010, 1836 de 60%, nu știu cât era, vreo 900 de lei. Legea a rămas neschimbată, iar de atunci, în fiecare an, a apărut ordonanțe de urgență care spuneau, pentru anumite categorii, noi am intrat în absolut toate categoriile, nivelul de indemnizație se rămâne la nivelul 1 decembrie anul anterior. Este exact ce a făcut și Cioloș acum. Este al 7-lea an în care lumea vorbește de 40 și ceva de mii, de 47 de mii sau nu știu cât vorbesc ei acolo, că primi 4.700 de lei, plus nu știu cât scriu presa centrală, mai ales a servită unor politicieni. Ce să mai vorbim, că în țara noastră, uitați domnul Babischi, în țara noastră copiii primesc o alocație lunară de 80 de lei. Foarte adevărat. Ce să mai vorbim despre asta? Cine poate să țină un copil să-l întrețină cu 80 de lei pe lună? Da. Sau ce poți să-i asiguri de 80 de lei în ziua sumele de azi? Sumele derizorii date veteranilor de război, mă rog, le-a mai mărit acum. Este foarte adevărat ce spuneți. Dar, repet, când auzi cum pe toate canalele media ești ponegrit pentru nesfârșitele privilegii. Uitați-vă, am fost conducătorul Revoluției, da? N-am primit niciun hectar de pământ. N-am primit niciun spațiu comercial. N-am primit niciun privilegiu. Mă bucur că avem prilejul să spunem lucrurile acestea, deci, în cadrul acestei emisiuni. Nici 5% din revoluționari din România n-au primit ceea ce spune legea 341. Și vă spun cu maximă seriozitate. Dar este interesul acestor indivizi, pentru că este interesul lor să spună că n-a fost revoluție, ci lovitură de stat. Și ca să-și anuleze culpabilitatea. Ajungem la materialul dumneavoastră publicat astăzi în cotidianul Unirea. Revoluție sau lovitură de stat. De stat. Vorbiți-ne, vă rog, despre acest material. După cum spuneam, de imediat după 1990, această structură bine organizată, a vechii nomenclatori și securități, care au pus mâna pe putere și a început acest carusel al jefuirii avuției naționale, a încercat să-și legitimeze prezența în arsenalul politic al României. Păi cum o puteau face cel mai bine? N-a fost revoluție, n-au fost revoluționari, că tot poporul, auzeai oameni care te întrebai unde au fost ăștia. Mă refer mai ales presa centrală și vreau să fac o precizare. Nu am cuvinte să apreciez în destul presa locală, televiziunea locală, presa locală, ziarul Unirea, care an de an ne-a tratat cu respect și responsabilitate. Apar opiniile noastre, apar în presă, de câte ori am simțit această nevoie să o facem, ceea ce în alte județe poate nu se întâmplă. Eu am fost invitat în ultimele două săptămâni la Timișoara, am fost invitat la Brașov și de acolo mi s-a transmis. Poate că în Alba Iulia mai mult decât în altă parte ar trebui să avem un respect mai mare față de istorie, pentru că locul acesta este foarte încărcat de istorie. Este adevărat. Deci, continuând, această structură a încercat să ne delegitimeze. De ce? Pentru că revoluție, care revoluție înseamnă schimbarea în structură a unui sistem, a unui mod de producție, a unor relații de producție. Se schimbă un sistem economic. Modalitatea de schimbare. Exact, da? Este revoluția. Lovitura de stat este lovitura unui grup de complotiști, asta orice profesor de economie politică, exact, de abecedar, care răstoarnă fie un guvern, un rege, dar nu în interesul un președinte publicului, în corect, interesul public, ci nu schimbă în interesul sistemul, unui... exact, nu schimbă regimul, deci nu schimbă relațiile de producție, modul de producție. Ori poate cineva să conteste că
în 1989 socialismul n-a fost înlocuit, comunismul n-a fost înlocuit cu capitalism. Da, a fost înlocuit cu un capitalism, cu relații de producție capitaliste, economia socialistă a fost înlocuită cu economie de piață. Acest lucru nu poate contesta nimeni. Dar ce se întâmplă la revoluție? Revoluția este necesară istoricește. Deci ceea ce se întâmplă în timpul unei revoluții poate fi sancționabil dacă se întâmplă morți și răniți din partea puterii care se opune, sigur că acesta este pasibilă de pedeapsă, această faptă. La lovitură de palat, domnule, n-a fost revoluție, l-am împușcat pe Ceaușescu, am arestat și am sancționat câțiva generali, câțiva ofițeri superiori, punct închis, s-a încheiat dosarul ăsta, să ne vedem de ale noastre. Deci să nu se ceară socoteala pentru cei peste 1300 de morți și cei vreo 3600 de răniți din zilele Revoluției, care vreau să spun că n-au fost necesari. Mă refer în deosebi, și cred că numai la aceștia am dreptul să mă refer, la cei, la morții și răniții care au existat după preluarea puterii de către clanul care l-a preluat, de impostori care s-au cățărat. Cum s-a întâmplat asta? Ca oamenii să moară în continuare după ce dictatura a căzut? Am să vă explic în cuvinte cât pot de simple și pe înțelesul tuturor, pentru că acum când au devenit oarecum publice, cel puțin o parte din caietele lui Stănculescu, Victor Atanasie Stănculescu, generalul cu care Nicolae Ceaușescu l-a înlocuit pe Milea, care se sinucisese pe la 9:30 în data de 20, totul s-a petrecut în 22 decembrie 1989. L-a chemat pe Stănculescu, care și-a pus un picior în gips ca să nu mai să nu fie implicat în tot ceea ce se petrecea, pentru că știa că Milea ordonase la cererea lui Ceaușescu a două coloane de blindate de tancuri să vină și care deja trăgeau, începând cu Mihai Bravo, ajunseseră aproape de centru. De fapt, în București au fost morți și răniți începând cu 21 după amiază, când armata a tras. Pentru că am uitat să vă spun și nu mă sfiesc să o spun, foarte interesat în această mistificare a Revoluției, în această falsificare a evenimentelor, a fost și armata. Pentru că la Timișoara a tras armata și securitatea. În da, București a tras armata și securitatea. Mă refer până la fuga lui Ceaușescu. Să zicem fugă, dar el de fapt n-a fugit cu elicopterul. El s-a retras cu elicopterul, o spune, o recunoaște chiar Victor Atanasie Stănculescu. L-a sfătuit pe Ceaușescu, vin blindatele, o să fie măcel în piața Palatului, este bine să punem în aplicare planul de salvare a șefului statului. Și cu acordul lui l-a sunat pe generalul Negoiță, care trebuia să-și avizeze începutul acestei acțiuni de salvare, și pe generalul rus, care a trimis două elicoptere pe acoperișul CC-ului. Unul pentru Emil Bobu, celălalt pentru familia Ceaușescu. S-au urcat, s-au dus la Znagov. Bine. Deci, revenind, Stănculescu a rămas acolo. Primul lucru este adevărat, pentru că, de ce insist asupra acestui aspect? Pentru că toți care vorbesc de lovitură de stat, îl invocă toți, dar absolut toți, pe acest Stănculescu, care chipurile a făcut aceasta, a comis această lovitură de stat. Ori el în caietele lui, o să și punctez câteva elemente, da. El a spus clar, m-am urcat după ce Ceaușescu mi-a dat ordin să coordonez tancurile care vin spre București, el n-a făcut treaba aceasta, a urcat la etaj, la etajul 6, unde era comandamentul, a oprit coloana de tancuri, a cerut întoarcerea trupelor în cazări. Asta a fost pe la 10 și ceva. După aceea a plecat spre Ministerul Apărării Naționale. Între timp dăduse dispoziție că toată lumea ascultă de el. La Ministerul Apărării Naționale a ajuns, el spune pe la 1 și 7 minute, 1 și jumătate. La 1 și jumătate, deci la o oră și jumătate după fuga lui Ceaușescu, care a fugit la 12:06 minute,
Atunci el a dat un ordin prin care Ceaușescu era schimbat din funcția de comandant suprem al armatei și de șef de stat. Bun, a fost schimbat în mintea lui, el povestește în caiete, în caietele lui că venind de la Timișoara, să nu uităm că el la Timișoara a făcut parte din comanda celor care au tras, care au ordonat să tragă în populație. Da. Pentru asta și primit acei 15 ani și a fost degradat ca soldat. Deci venind pe avion, el se gândea, rememorându-și niște discuții pe care le avusese în aceeași vară la Balaton cu șeful statului major al armatei ungare și cu Arcadi, zice el, generalul KGB, care răspundea de câteva state din Europa de Est, de zona aceasta, de zona aceasta, care i-au spus că trebuie făcut ceva, Gorbaciov e foarte supărat și eu i-am spus lui Arcadi, noi doi nu putem să facem, dar mă voi gândi. Dau aceste mici amănunte pentru că ideea că Stănculescu a comis o lovitură de stat ca să îl aducă pe Iliescu este total greșită. Și dovedesc cu cifre și cu întâmplări recunoscute, unanim recunoscute, unele chiar dezbătute la postul de televiziune, de acel, eu știu să zicem, istoric Stoienescu, care a fost dovedit, este informator al securității, că de aici pornește toată această avalanșă de atacuri împotriva noastră. Pentru că și în presă sunt mulți ofițeri care li se zăresc epoleții chiar fără să... Ce frumos ați spus, da. Să-i ascundă prea tare. Au recunoscut-o. Robert Turcescu și mai sunt destui. Care a fost unul din marii propagandiști împotriva Revoluției și a revoluționarilor. Când era la Robert Turcescu? O fi avut, nu știu, vreo 16-17 ani, dar... Atât de tânăr și atât de... Vă amintiți în 2012 el și cu Cartianu de la Adevărul, păi, la B1 TV. Da, dar la vârsta aceea făcea el mare lucru în regimul comunist? Sigur că nu. Nu, vorbesc de Stoienescu. El a devenit ofițer de securitate după, poate, nu știu, el are vreo 40 ceva de ani, deci nu știu ce grad a avut și nu m-a interesat prea tare Robert Turcescu și nu mă interesează nici acum. Dar revenind, deci s-a retras la Ministerul Apărării Naționale la 1.30, a dat ordinul respectiv. Ceaușescu, văzând că, pentru că el a plecat spre Znagov cu ideea că va mai primi niște elicoptere în ajutor, asta era planul de la... Da, strategia. Dar generalul rus, șeful aviației, a refuzat să-i dea și atunci a plecat cu pilotul și cu cei doi, de cele două gărzi de corp și a aterizat pe undeva, pe lângă Târgoviște, acolo niște milițieni l-au prins. Deci eu am subliniat niște lucruri, niște milițieni l-au prins și au dat seama că nu-l pot nici proteja, nici ține pe lângă ei, că își riscau ei viața și atunci i-au depus la garnizoana militară pentru protecție, au spus ei acolo. E, dar a venit ordinul lui Stănculescu. E și el a grăbit execuția? Nu Stănculescu a grăbit execuția, o să vă spun imediat cum a avut loc, o să punctez mai repede acum, că pe spun că nu avem... nu știu ce timp să depănăm amintiri, da. Dar astea sunt lucruri care interesează un întreg popor. Deci, la 1.30, la 1.40, a primit un telefon mai întâi de la Sergiu Nicolaescu, de la televiziune, era la Ministerul Apărării Naționale. El, între timp, spunea că încerca să facă ceva, dar s-a gândit să păstreze pentru el puterea. El și spune în caietele lui că se simțea pregătit să preia puterea, să aducă liniște populației și așa mai departe, dar după ce s-a mutat la Ministerul Apărării Naționale, a dat telefoane și a contactat generalii. Și nici unul, dar absolut nici unul, erau nu acuplat, erau atât de speriați, atât de timorați de faptul că vor fi sancționați, vor trebui să dea socoteală pentru ceea ce s-a petrecut și în București, și la Timișoara, și la Sibiu, și așa mai departe, încât n-a acuplat niciunul și dintr-o dată n-a avut cu cine să colaboreze, era singur. Da, s-a trezit dintr-o dată extrem de singur. El mărturisește aici și, dacă vreți, nu e nevoie să mă creadă lumea pe cuvânt, dar el chiar o spune aici. În sfârșit, trebuia să subliniez
Dar el face aceste afirmații că s-a trezit într-o situație fără ieșire și atunci s-a gândit la Ion Iliescu ca o posibilitate de a-l înlocui pe Ceaușescu, pentru că și Stănculescu dorea practic gorbaciovizarea României. El nu venise pregătit să răstoarne regimul politic. Sigur că da. E, primind telefon de la Sergiu Nicolescu, care a spus că l-a adus împreună cu Mihai Bujor la televiziune pe Ion Iliescu, și atunci spune Stănculescu, i-am invitat la Ministerul Apărării Naționale ca să hotărâm împreună ce facem în continuare. Eu citesc din el acum. Bine, au venit imediat acolo, el a mai convocat pe niște reprezentanți de la Ministerul Justiției, parchet și așa mai departe, Stănculescu, și în jumătate de oră, deci asta a fost pe la ora 4, da, în jumătate de oră a predat puterea lui. Iliescu nu era considerat un prieten al lui Ceaușescu în condițiile în care era. Iliescu nu, Iliescu era pe linie moartă, era director la Editura Tehnică, el fusese secretarul general al UTC Pățară, fusese prim secretar la Timișoara, fusese la Iași, pentru că avea om. Acum, după Revoluție, am văzut o serie de fotografii în care el socializa foarte frumos cu familia. Fără discuție, deci el n-a fost era un el a fost trecut pe linie moartă pentru că Ceaușescu și mai ales Elena Ceaușescu nu acceptau niciun fel de discuție asupra deciziilor pe care ei le luau. Și nu permiteau să crească cineva. Exact, după principiul machiavelic. Mai ales că Iliescu, un tip foarte școlit la Moscova și... Sigur că da. Nimeni foarte bine pregătit. În principele lui Machiavelli se spune un principe adevărat nu crește pe nimeni lângă el care să fie capabil să-i preia puterea. Deci probabil că a aplicat această treabă, pentru că l-a făcut mai mulți aplică acest lucru. Ceaușescu a făcut o curățenie de plină în jurul lui, numai yes-men și-a adunat acolo, cum fac și astăzi de altfel guvernanții noștri. Da. Deci între timp, la Comitetul Central, Verdescu-Dăscălescu încercau să formeze un guvern, au format unul 20 de minute, îi propuseseră lui Iliescu postul de ministru al culturii. El nu fusese acolo, Iliescu, dar ăia s-au grăbit. Sergiu Nicolescu, care mi-a dat mie un interviu la începutul anilor 90, pentru ziarul meu Unitatea, de altfel l-am cunoscut personal și am colaborat foarte mult cât am fost președinte, ne întâlneam la București, el a ordonat revoluționarul să aresteze guvernul și i-a și închis pe toți, el i-a arestat și după aceea s-a dus la televiziune, l-a luat pe Iliescu, s-a dus la întâlnirea cu Victor Stănculescu. Victor Stănculescu, ca dovadă că nu a lucrat pentru Iliescu de la început, că n-a făcut parte dintr-un grup comun de complotiști și așa mai departe, este că Iliescu a venit la Ministerul Apărării Naționale însoțit de Gelu Voican Voiculescu, a apărut de nicăieri generalul militaru, îmbrăcat în uniformă de general, el era spion KGB, Iliescu aflase despre el și despre alți vreo 40-50 de generali pe care i-a trecuse pe linie moartă, n-a îndrăznit să-i împuște sau să le intenteze procese pentru că n-a vrut să intre în conflict cu KGB-ul. Dar a trecut pe linie moartă, a apărut generalul militaru, care se pare că el era implicat în acest scenariu caghebist, pentru că vreau să știți că, sigur că în Stănculescu știa acest lucru, pe teritoriul României au existat așa numiți teroriști, dacă vreți. Este foarte adevărat. Unii adevărați sunt foarte adevărat, sute de tineri treceau granițele și dinspre Moldova și dinspre Ucraina, erau câte patru într-un, și aici în Alba, am primit rapoarte, se vorbea rusește la benzinărie, da, primeam rapoarte în fiecare dimineață, eram la curent cu tot ce se întâmplă, și și spioni din vest, pentru că estul s-a pus de acord cu vestul ca să-l răstoarne pe Ceaușescu, acest lucru este adevărat, plus că a fost rețeaua AIR sau așa numitul Departament al Cincilea, care se ocupa de protecția personală a lui Ceaușescu, sunt date deja concrete, inclusiv Sergiu Nicolescu mi-a povestit, au fost prinși cu arme la ei zeci și zeci de teroriști, prinși cu arme, cu câteva legitimații în buzunar, cu haine de schimb,
El mi-a și zis oarecum, dar ce erau actori? Mi-a spus mie. Da. Și cu Genț Ionsu, în cartea mea Revoltă în Labirint, am fotografia unei genți a unui terorist. E, au venit cu Mihai Montanu, cel care m-a trădat pe mine și a răsturnat Revoluția din Alba Iulia, s-a dus la, deci, la Ministerul Apărării și în jumătate de oră a durat această predare, preluare a puterii. Victor Stănculescu a fost lăsat acolo, iar din ușă Iliescu s-a întors și a spus lui Mihai Montanu, dar trebuie să lăsăm pe cineva aici ca să supravegheze acțiunile militare, zice, rămâi tu aici, de să-l supravegheze pe Stănculescu. Eu mi-amintesc că sunt în vârstă, Stănculescu n-a fost ministru al forțelor armate în primul guvern al lui Petre Roman. A fost trecut oarecum pe linie moartă, readus puțintel, că totuși o da seama că îi datorează ceva, ministrul pe la industrie, schimbat din nou, adus în martie, pentru că generalul Militaru, nemulțumit de ceea ce se întâmplă, faptul că a căzut acțiunea teroriștii cu morții. Deci eu o afirm, am spus-o și public, după ceea ce am studiat și analizat, coordonarea teroriștilor din România a fost făcută de către generalul Militaru. Ca dovadă că Stănculescu o spune, după ce completul care l-a judecat și a decis execuția lui Ceaușescu se întorcea spre capitală, Militarul dăduse ordin să fie doborât elicopterul, ca să șteargă orice urmă. Extraordinar. Deci, Iliescu s-a retras, s-a dus la CC și acolo din balcon a scăpat acea nefericită frază, neștiind ce se petrece, pentru că poporul până atunci strigase jos Ceaușescu, jos Ceaușescu. E, el a acea, Ceaușescu care a întinat idealurile socialismului și comunismului și așa mai departe. Și atunci dintr-o dată s-au fost strigăte de ho și toată strada, miile de oameni, zecile de mii, jos comunismul fără comuniști. Jos comunismul fără comuniști. Atunci, abia atunci, a fost pus în aplicare planul KGB de transformare a revoltei populare, pentru că a fost o revoltă populară, nu-i așa? Da. Începută în 16 decembrie la Timișoara. Da. S-a intersectat cu aceste elemente de lovitură de stat, dacă vreți, și a devenit revoluție. În clipa în care poporul a strigat fără comunism jos comunismul, a intrat în aplicare, exact, să intre în vigoare planul caghebist, pentru că vestul nu concepea. Au sperat că și aici, cu toată duritatea regimului lui Ceaușescu, sperau că, exact ca și în celelalte țări socialiste, vor fi revoluții de catifea. Ceaușescu va înțelege, dar el, este expresia lui Stănculescu, era nu ca tare în acest joc politic al lui Gorbaciov și atunci s-a creat acest plan teroriștii. Deci rețeaua R a funcționat, au fost prinși trăgând, dar au fost peste 1000 de morți care au dispărut, arestați, judecați, anchetați, au dispărut. De ce? Pentru că armata care prin parchetele militare a preluat această anchetare a cine ne-a ucis pe noi, adevărul despre Revoluție, cine a tras în noi 16-22, da, da, da. Așa armata prin parchetele militare s-a ocupat de, aceste, de acest dosar a Revoluției, care a fost tergiversat sine die cu scopul evident de a fi prescrise faptele respective, care nu erau la momentul respectiv încadrate la genocid. A trebuit să vină CEDO acum să spună că exact, da. Această acțiune împotriva poporului nu pot fi prescrise exact, aceste nu fapte, se poate da. Prescrie. Și spuneam, a intrat în acest scenariu. Să nu uităm că în acea seară de 22, ca dovadă că Iliescu a cuplat perfect, de altfel mărturii credibile spun că Militarul este cel care i-a spus lui Iliescu, trebuie scrie despre teroriști în acel comunicat către țară, în care se vorbea că au fost idei induse și o serie de informații care s-au propagat în zilele acelea, o serie de scenarii SF. Pentru că toate acele comunicate citite de Teodor Brateș,
și celălalt, nu știu cum îl chema, Paraschivescu sau Alexandrescu sau cum îl chema, cei care apăreau la ei, ei urcau la etajul 11 unde era comandamentul armatei și, acolo și era primeau viza. Exact. Aceia dădeau ce să se citească. Ce deci se a intrat post în funcțiune scenariul teroriștii supervizat de Ion Iliescu, pentru că, repet, în acel comunicat în care el a început să vorbească acești monștri care cărora nu le pasă de popor, bine antrenați, specializați în acțiuni împotriva poporului, care trag din orice poziție. Unii dintre ei sunt în civil, deci sunt în civil, poartă chiar bransarde de revoluționari. Vă dați seama ce haos s-a creat exact în țară. Nimeni și nu cum mai avea nu nimeni avea o neîncredere totală. Vreau să spun, faptul că n-a fost lovitură de stat, sigur că detractorii Revoluției au spus că de fapt Stănculescu a preluat puterea pentru că s-a legat de fraza lui Călescu la orele 15, armata a dat încă un ordin la orele 15, armata să ocupe obiectivele strategice ale țării, inclusiv consiliile județene. Păi eu pot să spun de pe acum, deschis și să vedem cine mă poate contrazice. Eu pe la orele 2, după ce am avut vreo 2 convorbiri cu majorul Bârloie, comandantul garnizoanei, pregând, nu știam ce se petrece în țară, mergeam pe ideea cantonelor elvețiene, nu știam. Mă gândeam că toată țara va fi cuprinsă de revoluție, dar nu aveam cunoștință decât de la București, Sibiu, Timișoara. Nu știam că și alte orașe, eram noi, era cu girul, desigur. Da. Nu știam. Și i-am ordonat să-și mute statul major la mine în secretariat. A și făcut-o într-un sfert de oră, a venit mai întâi geniști, au întins fire și am mutat acolo cu statul major, am întins hărțile, am întrebat ce armament, ce dotare, antiaeriană, terestră, etc., 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 și am încropit un plan de luptă, am mutat niște echipe să apărăm cele 3 intrări către municipiu, ne pregăteam să ne apărăm împotriva presupusei contraofensive date de cei care îl susțineau pe Ceaușescu și încercau să-l scape de la Târgoviște, da, de la garnizoana militară. Teroriștii lui militarul. Păi aici a fost o disciplină de fier. Pot să vă spun că nu mi-amintesc ca vreo dispoziție pe care o să o fi dat să nu se fi executat cu promptitudine și seriozitate și profesionalism. Vreau să spun că maiorul Bârloiu, pe care l-am și propus la militarul, era atunci, nu știam cine e militarul, l-a mărit în grad, l-a făcut locotenent colonel chiar atunci pe loc, la solicitarea mea, a fost parcă mâna mea stângă. Nici nu m-aș fi putut descurca fără armată, fără Viorel Bârloiu și fără armata care i-a făcut pe cetățeni să se simtă protejați cu adevărat. Este Puiu Goțea, cel cu barbă, mai din dreapta, ăsta, chiar din dreapta, una din gărzile mele de corp, când am spus că nu aveam încredere în armata care trăsese și la Timișoara și la București și de aceea eu în platforma program trecusem gărzile patriotice se constituie ca organe de luptă ale Revoluției, de apărare a Revoluției. Punct, citit și aplaudat de miile și miile de oameni care erau în fața Consiliului Județean. Haideți să ne amintim puțin și de Alba Iulia. Cum s-au derulat lucrurile atunci în orașul Marii Uniri? Mie mi-au rămas, au trecut 27 de ani, dar pentru mine a fost ca și ieri. Sunt amintiri care se întâmplăresc foarte puternic în memorie. Este incredibil. Deci, sunt trăiri intense. În după amiaza zilei de 21, noi aflasem cu girul, era în stradă, se ardea. Am ieșit, sigur, am strigat odată, când am strigat jos Ceaușescu, s-a curățat trotuarul din jurul meu, mai erau vreo 2 tineri acolo, în stare de ebrietate, probabil, cu o sticlă care strigau și ei, Timișoara, Timișoara, mai să strigăm acum, jos Ceaușescu. Pe fondul entuziasmului au fost foarte mulți care doreau să sărbătorească. Uitați și un fotograf, un lucru cred că destul de rar. Asta este din ziua următoare.
Da. Ăsta este din data de 23. Sunt lucrătorii de la Ardeleana, pe care preotul Popescu, în pofida dispozițiilor mele foarte clare, ca populația să-și ocupe locurile de muncă, să nu ia să păstreze, să lase armata să-și facă datoria, el, pentru că ei aveau nevoie de oameni în stradă, de aceea am spus-o, acest preot Popescu, eu m-am dus cu niște popi pe lângă mine, nu știu de unde a venit, eu m-am bucurat în primul rând, mai ales când am plecat la era Cugir. Era părintele Ștefan Urda, era Doru Gheaja, Andrei, da, părintele Doru Gheaja, exact, și acest Popescu. Deci ăsta a mers la, deci era ordine. Și uitați, văd tineri. Sigur, era ordine pe străzi, veneau vagoane cu ajutoare, începea lucrurile să se normalizeze, lumea începea să aibă încredere. Ei bine, m-am trezit că mă sună mai întâi de la Porțelanu directoarea, a venit un preot și a cerut la popor să iasă afară că este atacat comandamentul dumneavoastră. Nu este adevărat. După câteva minute primesc de la Ardeleana același telefon, a venit un preot care a zis să iasă afară că dumneavoastră ați fost arestat și atacă și nu știu ce. Nu. Și atunci am spus, numai vocea mea răgușită, au început chestia cu apa otrăvită, cu elicopterii care atacă. Da, fierbeam apa atunci. Eu eram în clasa a patra și țin minte, nu mai beam apă de la robinet, fierbeam apa. A strigat și Popescu, o să-l vedeți. Uitați, părintele Urda. Părintele Urda, da, în sfârșit. Cel care a încercat să ia locul lui Emilian. Nu i-a reușit. Deci... Dar n-avea cum să ia locul unui episcop, părintele Ștefan Urda, fiind preot, căsătorit. Nu, știți că vreau este să intru în detaliile votul castității. Lucru, da, ne-a produs destul de mult rău părintele Urda, dar s-au prescris despre, lucrurile. Despre ce vorbiți? Pentru că l-am văzut chiar pe filmări, vorbind oamenilor acolo și a fost... Dacă vreți, pot să intru în detalii, deși, repet, suntem în postul dacă mi-amintesc, chiar cu părintele Ștefan Urda, cu părintele Doru Gheaja și încă o persoană care a participat activ la Revoluția din 89 în Alba Iulia, am avut o emisiune tot la televiziune, legat acum câțiva ani, legat de Revoluție. Au avut și dânsii amintiri foarte interesante din acea perioadă. Acum, speram să existe și o coeziune și o unitate între cei care au participat la Revoluție atunci. Ce s-a întâmplat? Ei nu au participat la Revoluție. E adevărat că Popa Urdă, eu m-am bucurat când l-am văzut acolo, mai ales când a trebuit să plec ca o confirmare că am preluat puterea, mi s-a dat o mașină, să mă duc la Cugir să-l liniștesc, să anchetez ce s-a petrecut acolo. Mă gândeam cu cine să las cele câteva sute de oameni în dimineața zilei de 22, care să, pentru că oamenii mei cu care a fost noaptea, noi am luat, deci dacă noi am avut un merit, este că și este singura localitate din țară, nu numai oraș, în care s-a ieșit în stradă înainte de fuga lui Ceaușescu, în data de 21, și în care n-au fost morți și răniți. De ce? Pentru că am reușit să impunem acea disciplină. În acea zi n-au fost răniți. Poftim? În acea zi nu au fost răniți. Sigur că da. Deci n-au fost morți și răniți în 21, nici în 22. Morții și răniți au început din dimineața zilei de 23, la ora 6 dimineața, când a intrat practic în funcțiune scenariu cu teroriștii. În toată țara, la ora 6 dimineața, eu știu... Era domnul colonel Oprăță? Nu știu dacă ați văzut imaginea. Nu mai știu. Și l-am pus pe preotul Urdă să spună colinde de Crăciun. Da, era exact, vedeți, după atâția ani în care biserica a fost prigonită sub regimul comunist, în care... Catolică. Biserica ortodoxă nu. De ce spuneți că biserica ortodoxă nu? S-au dărâmat biserii sub Ceaușescu. Mă rog, la Alba Iulia a fost o situație deosebită, faptul că s-a reactivat episcopia de Alba Iulia în timpul preasfințitului Emilian, dar nu aveai libertatea de care te-ai putut bucura după 1989 de a merge la biserică, de a participa la slujbe și așa mai departe. Cum să nu? Putea să participe oricine dorea. Repet, ortodoxii, nu vreau să intru în discuții, aș putea discuta, pentru că chiar sunt bine pregătit în domeniul acesta. Dar cred că aici cel mai bine ortodox. Ar putea să vorbească preoții care au slujit. Eu sunt ortodox. Și înainte de 89 și după 89. Da.
Însă adevărul este că ortodoxismul este o religie obedientă. Întotdeauna a ținut cu puterea, că au fost vorba de voievozi, de regi, de comuniști și așa mai departe. Această opinie, vedeți că suntem un popor creștin ortodox. Chiar înainte de 1 decembrie l-am prăzunit pe Sfântul Apostol Andrei, care ne-a încreștinat. Eu am vrut să spun că catolicismul a creștinat cu sabia, ortodoxismul nu. Deci ortodoxia nu presupune violență. N-au plecat preoți ortodoxi în țări străine, înarmați, eventual cu cohorte de militari după ei, ca să creștineze nu știu ce state, ceea ce catolicismul a făcut. Ortodoxia n-a făcut-o. Sunt chestiuni din istorie destul de vechi. Da. În momentul de față, aceste confesiuni creștine, ale religiei creștine, promovează pacea și bună înțelegere. Absolut. Absolut. Sigur că da. Dar revenind, deci popa Urdă chiar a făcut un serviciu imens. Da, da. Pentru că s-a filmat în continuare și am văzut pe casetă cum a ascultat, i-am atras atenția să nu lași pe nimeni să treacă gardul în curtea securității, pentru că ea s-ar putea să tragă oricine dacă este atacat, cum s-a întâmplat la Cugir. A atacat sediul miliției, până la urmă și le-a dat foc, până la urmă i-au tras. Nu vreau să-i scuz, ferească-mă Dumnezeu, să-i scuz pe milițienii de acolo sau pe revoluționarii de acolo, știm ce s-a petrecut, a fost un fapt oarecum firesc într-o revoluție, este regretabil că au murit oameni și au fost răniți oameni, dar asta deja este o altă problemă. Însă el a rostit colinde de Crăciun, lumea a stat în genunchi, au trecut, pentru că poporul spusese, dacă în 2 ore nu mă întorc, nu vreau să mă lase inițial să mă duc la Cugir, cum nu au vrut să mă lase să intru la Savu, decât însoțit de 3 gărzi de corp. Este emoționant pentru mine să-mi amintesc de loialitatea pe care au dovedit-o și unitatea de care vorbeați, pe care au avut-o revoluționarii între ei. Și când ne-am oprit sus, la mine acasă, să scriu acea platformă program, mi-au trimis 5 gărzi de corp să urce cu mine, să mă păzească, le-am spus să bată orașul, n-au bătut orașul, am auzit murmur, pur și simplu s-a așezat jos, unde e fântâna arteziană din fața fostului cinematograf Dacia, s-a așezat jos, n-au vrut să plece ca să ne protejeze pe noi. Vorbiți-ne și despre alți camarazi implicați în Revoluție, în Alba Iulia, în 1989. Fără discuție, deci nu pot să-l uit niciodată pe Ianciuc Gheorghe, pe Biuchioș Gheorghe, pe Suciu Gabriel, Cocuță, îi ziceam, Olar Cențu, îi spuneam noi, care au fost și cu mine, Horea Bărdaș, fără discuție, care au fost alături de mine atunci și câțiva au stat înarmați cu calașnicovuri pe genunchi, Puiu Goția, să nu-l uit pe Puiu Goția, care li s-a adresat la un moment dat ofițerilor din secretariat, eu știu că voi vreți să-l împușcați pe președintele nostru, dar pentru asta va trebui să treceți peste noi. Ca dovadă că după ce mi s-a dat ca și gardă de corp un capitan de antitero, Puiu Goția l-a dublat de fiecare dată. Nu ne-a lăsat niciodată singuri. Deci acestea am dat câteva nume. Sunt mult mai mulți. Aș vrea să mi-i pot aminti pe toți. Gatea Octavian, exact. Și mulți alții. Le cer iertare că nu pot acum. Știu că timpul e foarte redus. Da, ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Ca o concluzie, dacă aș putea să spun așa, ar fi bine să nu uităm decembrie 1989, pentru că nu am fi astăzi unde suntem dacă nu ar fi fost Revoluția din decembrie 1989. Mă bucur că am putut realiza această emisiune și îi rog pe colegi ca pe finalul emisiunii noastre să lase să curgă puțin imagini cu ambianță din acele zile. Eu zic că sunt imagini istorice și cum vinul care se învechește și se nobilează, ca să spunem așa, și aceste imagini capătă o valoare tot mai mare pe măsură ce trece timpul. Domnule Mihai Babischi, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Sperăm că vom mai avea ocazia să ne întâlnim. Și eu vă mulțumesc, mi-ar fi plăcut să vorbesc mai mult
despre Alba Iulia, dar pentru că acest conflict legat de Revoluție sau lovitură de stat este la ordinea zilei, am considerat de cuvinte să punctez, pentru că de aici mi se trage, ca să spun așa. N-a existat revoluție, n-au existat revoluționari, mai plimbați-vă și lăsați-ne în spate, în pace, pentru că aveți prea multe privilegii. Dar trebuie să fim atenți, trebuie să fim atenți cum se predă istoria și cum se vor scrie cărțile de istorie. Manualele de istorie, după câte știu, nu conțin nimic despre Revoluția din 1989. Da. Prea puțin. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Cu cărțile pe față. Vă reamintim, l-am avut ca invitat pe domnul Mihai Babitschi, împreună cu care am vorbit despre Revoluția din decembrie 1989. Eu sunt Emanuel Drăgușin, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare alături de Alba Carolina TV. Vă rog foarte mult, păstrați ceea ce am cucerit pentru prima dată în 24 de ani. Vă rog foarte mult, dați dovadă că sunteți români. Direcția comercială va pune apă minerală în consum. Da, dar astea tot la fel de bine se poate să fie. Nu plecăm acasă până nu ne câștigăm libertatea noastră. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă până nu ne câștigăm libertatea noastră. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă până nu ne câștigăm libertatea noastră. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă până nu ne câștigăm. Am cerut toate stocurile de carne care există, toate stocurile avem, au 30 de tone de unt curat în depozit și care nu se poate da. Totul se ambalează și totul se dă pe piață. Am asigurat, dragii mei, descurcați-vă. Dragii mei, descurcați-vă acum cum puteți, o zi, două, descurcați-vă cum puteți, că după aceea vom vedea cum îi putem și cum vom putea ajuta de tot. La mecanică se va da salariul astăzi sau la utilaj. Așa, deci salariile merg, astăzi vor fi ridicate. Părinte, mei, unde ne adunăm dacă se... Vă rog foarte mult, dacă vine o mașină cu sirenă prin oraș și anunță, toți ne întâlnim aici. Bine, să știe, să fie clar. Și fugim care cât putem de repede.